Creativ Salon și Școală este locul în care serviciile de înaltă calitate în domeniul înfrumusețării vin la pachet cu o atmosferă relaxantă, în care deconectarea de la tumultul vieții este unul dintre scopurile declarate. Așadar, dacă vă doriți o coafiură impecabilă, unghii în trend sau orice ține de beauty, puteți încerca salonul din zona gării. Este deschis doar de o lună de către o tânără de 27 de ani care se caracterizează ca fiind curajoasă, muncitoare, deschisă și sociabilă. Și dacă faceți parte dintre doamnele și domnișoarele care își doresc o carieră în domeniu, la Creativ Salon și Școală, puteți face cursuri de manicură și pedicură, în urma cărora obțineți o diplomă acreditată de Ministerul Educației. Avem servicii de înfrumusețare, manicură tehnică cu gel, ceea ce este în trend, se poartă, se caută. Servicii de frizerie, coafor, cosmetică și micropigmentare, sprâncene, buze, la fel. Tot în tendințe și se caută foarte mult. Și de asemenea avem și școlarizare, partea de cursuri de formare pe stilist protezist unic. Minodora lucrează de 8 ani în domeniu, a muncit mult, a făcut cursuri de perfecționare în țară, în Republica Moldova și Ucraina, iar decizia de a deschide un salon propriu a venit cumva firesc, odată cu acumularea experienței. Nu mi-am creat un obiectiv profesional, asta a venit pas cu pas, datorită solicitărilor. Solicitările fiind mai multe, am considerat că trebuie să le ofer clienților mei un loc mai frumos, servicii mai de calitate. De acolo a plecat ideea de a deschide salonul, de a face ceva mai mult. Și face totul cu pasiune, acea pasiune care parcă doboară toate piedicile care apar în cale la un moment dat. A avut norocul de a fi susținută moral de cei din jur și de a avea ceva rezerve financiare la care s-a adăugat un împrumut bancar. Au fost mici obstacole în ceea ce privește partea de amenajare. Eu a trebuit să pun tot salonul nostru pe picioare într-o lună de zile. Timpul a fost pentru mine o provocare. În rest, nu mi s-a părut nimic complicat, pentru că eu tot timpul privesc ce trebuie să finalizez. Și atunci, ce apare pe parcurs, nu consider că sunt piedici. Planurile de viitor includ o școală de formare profesională în mediul rural, Minodora fiind și cea care se ocupă de partea de cursuri la Creativ Salon și Școală. Îmi doresc să populez cât mai mult spațiu de aici. Suntem în dezvoltare, în căutare de colegi pe partea de coafor, frizerie. Și de asemenea, după ce închei aici cu dezvoltarea, o să vreau anul acesta să deschid o școală de formare pe mediul rural, de formare profesională, printr-un proiect de fonduri europene. Ideea la care cochetez sau mă gândesc de vreo 2 ani și tot am așteptat să mă pliez cu condițiile lor, iar anul acesta cred că este anul meu și pentru această școală de pe mediul rural. Îi sfătuiește pe tineri să fie curajoși, să investească mult în ei, să-și păstreze optimismul și să-și dorească mereu mai mult. Recomandarea mea pentru tineri este să muncească zi de zi la visul lor și să creadă cu tărie că vor reuși. Eu asta am făcut în decursul celor 7-8 ani. Am muncit și am crezut că voi reuși. Și după cum vedeți, mi-a ieșit. Cu sprijinul Romsoft.